Numai că am impresia că noi, Partidul Democrat Liberal, trebuie să fim un partid care, în langaj american, s-ar chema pro-business. Un partid al antreprenorilor și al inițiativei private. Iată de ce cred că două ar putea fi coordonatele acțiunii noastre politice în viitorul imediat. Prima, să realizăm un stat mic, puternic și moral, cu reglementări puține și ferme. A doua, să provocăm explozia inițiativei private și a elanului antreprenorial. Asta mi se pare mie că e politică. Asta mi se pare mie că e ideologică.